Знакомый приехали в Америку, и потом он женился на одной американке, и потом еще трое детей, и он приезжает домой и говорит родителям: «Ты не ходишь в школу, жена сама обучает детей». Просто, ты представляешь, они там такие бедные, что даже не могут позволить детей в школу отправить. Как бы, вау, и какой у нас менталитет, так они это все восприняли круто. Asta e decizia voastră și contează părerea numai a voastră și a partenerului, a soțului sau soției care le-și atât. Ceilalți de prin prejur, asta nu-i treaba lor. Absolut. Eu personal și mama mea, dar inițial am fost nevoită puțin să o izolez. Pentru că atâta. Este Vitalie Bugaian, un tăti care în 2014 a retras copiii de școală și acel cazul care nu știu cum i-am povestit despre cazul când au avut cu asistență socială și cu și el are o serie de articole, puteți să găsiți și pe site-ul nostru, sunt și dacă căutați Vitalie Bugaian și cum spune, poți găsiți articolele lui. A fost Lucia care a murit, o doamnă care a făcut un grup în Facebook, acum mai activ. Lucia, ea a murit acum în mai. Care ea tot, adică cât ceva au fost și eu când am venit și am început să citesc forumurile noastre, este și este, undeva cât ceva cineva a făcut, a încercat. Și la un moment dat, pur și simplu, dacă nu te unești, asta chiar și o persoană să fie, el la un moment dat cedează pentru atâtea stereotipuri, atâtea, mai mult cred că stereotipuri și mentalitatea. Și nu-i numai, nu-i vorba numai de Moldova și în Italia, măcar că este acolo, dar oricum, vă spun Italia pentru că am locuit acolo și acolo se uită straniu, chiar și locuri sau... Aici tot e vorba. Dacă noi vrem să facem ceva, noi trebuie să ne unim, să ne organizăm și fiecare cum poate, în măsura posibilităților, a timpului, a resurselor care le are, poate are cunoștință, poate are adică persoane care sau politicieni sau un avocat. Adică fiecare dacă ar contribui aici cu puțin, cu un pas, cred că asta ar împinge, mișca situația mai să meargă, să se dezvolte cum se poate. Chiar și după aceea, dacă ar ajuta la popularizarea noțiunii astea de homeschooling ca opțiune, asta tot ar fi un plus. Pentru că, acum, o așa mare parte de oameni n-au auzit. Deci măcar nu trebuie să întrebarea asta. Și asta o să fie deja un pas, care să fie de parte. O să ne ajute să aducem și mai mulți oameni în jurul nostru. Și, de altă parte, o să se relaxeze și privirea asta, poate, prea cruntă la diferența de alegere între modul de educare a copiilor. Și chiar dacă o să publicăm un articol, o să dăm un like pe Facebook, un share, asta tot o să meargă înspre creșterea, înspre conștientizarea oamenilor din jurul nostru. Și cred că o să începem cu asta. Și nu rămâne decât să sperăm că o să ne adunăm tot mai mult și o să facem pași mai concreți. Cât mai concreți o să mergem, o să facem probabil clubul, o să facem, când o să adunăm destui oameni, o să mergem și spre aspectul legislativ. Dar până atunci avem ce avem și o să lucrăm cu asta și trebuie să creștem din asta. La moment ce avem noi acum și ce lucrează, asta când am organizat așa că în fiecare miercuri noi suntem uite aici la ora 18. Facem o dată în limba rusă, o dată în limba română, o miercuri în limba rusă, o miercuri în limba rusă. Sau te mix.
Azi, pentru că e o temă interesantă și nu am pus separat, pentru că Vera pleacă acum, că e terminat și termină până la 14 pleacă în țară și nu avea să o prindem în altă zi. Și eu sunt aici, Vlad este aici, Natalia este aici, mai este cu Natalia. Veniți, comunicăm, schimbăm experiențe, vă răspundem la întrebări din experiența voastră și din cunoștințe pe care le avem. Aveți idei, aveți posibilitatea să susțineți un proiect același cum spunem, pe platforme online, puteți participați la organizarea proiectului inițiativ, aveți juriști care poate cumva implicat, pentru că în toate țările unde este legalizat consumul, sunt juriști specializați în consumul. Așa că, ca să fie, și în primul rând, îndustruiți-vă voie juridic, ca să cunoașteți legislația, pentru că părinții, în primul rând, trebuie să fie juridic, să-și cunoască drepturile. Și dacă găsim și juriști care, cum m-a făcut și noi, cum put de jos, legea nu o să vină sus, să fie nou confort. Ăsta trebuie noi să trebuie să o ducăm sus. Și să depinde de noi. Eu personal și aici pot să fac cu mare plăcere și cu mare drag. Scopul meu e că copilul meu să meargă pe stradă, făcând cum schooling și să meargă cu capul sus și în viață și pe stradă și să nu simte cumva e ceva deosebit sau nu e normal sau e sectant sau... Da, că are... Nu e chiar sănătos la capul meu, știu, să meargă de test. Și... Scopul meu era că eu, de exemplu, când am venit anul trecut, eu nu am găsit nimic aici. M-am simțit, eu eram convinsă că fac asta, dar m-am simțit în aer, pentru că e bine când vii și când faci pasul ăsta și te înconjoară persoane, pentru că o să ne înconjoară tot timpul persoane care o să privească sceptic la tot asta, dar când vii într-un grup, chiar 3, 4, 5 persoane, chiar și o persoană, cum am avut eu noroc, am avut 3 persoane care m-au susținut, când restul analfabetism și tot așa mai departe. Asta e un confort psihologic pentru părinți. Pentru că dacă ai convingerea asta în interiorul tău, uite, eu fac pentru că eu, poate eu la momentul acela nu știam să aduc dovezile și nici, dar acum ca să încercam să conving, dar acum eu am dovezi și nu încerc să conving pe nimeni pentru că înțeles că nu are rost. Eu acum mă concentrez la părinții care vor să fac pasul ăsta și din experiența mea și din cunoștințele mele să-i ajut. Dar persoanele care o să vină și o să spui că asta e o prostie, eu să vin, e o prostie.